Am revenit în direct invitatul nostru de astăzi Părintele doctor Constantin Țuțuianu, îi mulțumim pentru prezența la emisiune omul zilei de azi, un, un om eu aș spune un sclav modern care aleargă după câștig după faimă, după avuție după vedeți și dumneavoastră toți încearcă să meargă în concedii în locuri cele mai Luxoase, cele mai. Uh, uh, omul zilei de azi care nu se mai uită în stânga, în dreapta, să vadă că lângă el există un om care nu are, uh, nu-l mai interesează absolut uh, nimic uh, decât uh, propriul buzunar, propriul eu. Eu v-aș întreba, părinte, nu cumva omul zilei de astăzi încet, încet se desparte de Dumnezeu? Dacă noi vorbeam pe durata pauzei publicitare că diavolul vine cu lucruri subtile și cu calculatorul și cu Facebook-ul și cu telefonul și cu da, probabil mulți vor râde, dar să știți că în istoria lumii și să ne referim la istoria creștinismului, au fost perioade de glorie și perioade de decădere religioasă. Au fost vremuri când era idealul omului să fie un om sfânt, un om religios. Noi, ca români, nu avem ca punct fort religiozitatea. Ne place să o spunem așa, ca lozim, că face frumos, face bine, ca impresie, considerăm, uh -huh. sau se consideră de către acești aruncători de uh, vorbe mari, în structura noastră, prin geneza noastră, că suntem nici orientali, nici uh, uh, Occidental, avem o, o această Un mix, plămadă, da. o plămadă uh, mixtă, în condițiile acestea nu avem predispoziția spre uh, uh, structura orientalului predispus și la religiozitate și la meditație, la cugetare, contemplare, cum vrem să-i spunem, de unde vine însăși religia creștină de acolo din Orient, și nu avem nici întru totul structura occidentalului rigid, omul regulilor, mai puțin șlefuit și stilat decât cum era orientalul în antichitatea aceea de demult și atunci sigur că într-o vreme în care occidentale sau cum le-am zis în numeță, lumea latină era privită de sus de către greci și către orientali în genere, ca o lume rudimentară și sigur că este discutat cum a evoluat această lume, a evoluat atât de mult tehnologic, dar lipsa aceea a rafinamentului, a profunzimii, a supleții orientale, sigur că nu se poate dobândi nici într-o generație, nici în două, nici în sute de ani de multe ori și s-a văzut. Dar în privința poporului nostru, sigur că Trăiește și el uh, într-o secătuire de aceasta religioasă, care este a vremurilor noastre, o lume a secularizării, o lume desprinsă de sacru și legată de ceea ce este pământesc, omenesc, material. util, material. Și în, în situația uh, aceasta uh, asistăm uh, cam neputincioși explicații care pot fi date la asaltul acesta agresiv al islamismului care vine spre Europa și spre America și spre, vedem că, și vedem că putem, el este, este da. eficient și um, creștinismul se dovedește um, inconștient prin reprezentanții lui prin, prin, nici prin, poporul dar... nici poporul creștin nu este Uh, un popor care să fi fost uh, atât de implicat în trăirea lui religioasă și noi ne uh, împăunăm cu niște statistici pentru că dacă vedem uh, multe monumente religioase, de acestea, uh, monumente sacre care uh, sunt mândria noastră arhitectonică și zicem învăluită într-o aură de istorie și de cultură, atunci credem că s-a realizat ceva. Ori, dacă pornim și de la realitatea cam dureroasă a zilelor noastre la poporul român, unde s-au construit cel puțin după Revoluție mii de sfinte locașuri, fără ca să vedem și rezultat în religiozitatea poporului român și în educația lui și în comportamentul lui religios-moral, atunci sigur că uh, ne punem aceeași întrebare. Care este uh, rostul uh, creștinismului și al religii în viața publică? Și dacă tot venim cu statistici, să vine cu statistici de acestea că s-au construit peste tot biserici și mănăstiri, și nu numai ortodoxi, ci toate culturile religioase din România au construit-o într-o veselie, uh, sfinte locașuri. Sigur că nu ne putem mândri deloc uh, cu ele din moment ce nu se răsfrânge această uh, puzderie de uh, locașuri sfinte în comportamentul religioz a oamenilor. Adică ai introdus religia în școală, toci niște bani de la bugetul public pe de degeaba nu ca să dai niște salarii unor oameni care o fac și ei pe profesori acolo fiindcă nu se constată în societatea românească o îmbunătățire a comportamentului moral al elevilor s-au dus în, în închisori cu asistența religioasă Iar și este un formalism da. nu se consideră nu se observă această îmbunătățire a comportamentului uman la urma urmei zicem Factorul politic aici și-a făcut datoria. A dat bani. A creat uh, condițiile necesare, instituționale, pentru ca, uh, să zicem, asistența religioasă să-și uh, spune cuvântul în viața publică a poporului, dar uh, această instituție religioasă, oricare ar fi ea și pe care am analizat-o, nu-și face datoria. Uh, și atunci. Erau vremuri când era idealul religios, era prețuit omul cu o viață sfântă. Acum omul cu viață sfântă nu prea există. Sigur, în discursuri publice de acestea triunfaliste, sigur că el poate exista, mai mult imaginar. Dar nu sunt nici aici repere morale, repere religioase și sigur că totdeauna mulțimea are nevoie de aceste uh, repere. Uh, după cum dacă la școală nu are un profesor uh, și, uh, care să-i fie model și în știința de carte, și în ținuta lui, în prestanța lui, dacă în biserică nu găsește așa ceva, dacă se duce în Societate. armată în alte instituții și nu găsește aceste exemple de oameni corespunzători la locul lor atunci sigur că societatea nu folosește, doar mimează că face da. și ea ceva să aruncă niște bani publici pentru întreținerea uh, acestor uh, instituții să le numim ale statului și rezultatul nu e deloc îmbucurător. Exact. Uh, mai mult decât atât, vedem că românii și, mă rog, tinerii nu mai vor să mai rămână aici. Pe ei nu-i mai interesează, nu mai vor să, să pună umărul la redresarea țării, pentru că văd că e ceva în neregulă și poate, într-un fel, au și dreptate. Dar nu poate fi acuzat un tânăr. Nu. Pentru că el pleacă acolo unde o spuneau înaintea și noi și pe care ne mândrim, zicem că suntem și noi din romani. Nu vene, ibi Patria. Deci unde este bine, acolo e Patria mea. Omul totdeauna și-a căutat uh, uh, locul unde să se dezvolte, să uh, realizeze ceva. Din moment ce tânărul constată că el nu are niciun viitor ai nici prezent, nici viitor, se duce acolo unde consideră el. Și noi, acești nostalgi, să zicem, oameni mai din alte generații care mai gândim eventual patriotic, trebuie să conștientizăm faptul că nu poți să, să ții pe un om legat cu lozinci patriotici, cu, cu aceste cuvinte patriotarde, nu putem încălzi nici pe tânăr, nici pe matur. Pentru că omul vrea să-și ducă viața într-un modem, să aibă cu ce trăi și din moment ce vede că uh, este infestată societatea cu minciună, cu hoție, cu înșelăciune, când este un stat mafiot cu o legislație de aceasta uh, făcută la nivel interlop. Un tânăr mai cultivat, mai preocupat, un tânăr care uh, acasă da, da. sau a mai avut norocul să întâlnească profesori valoroși, un tânăr care are un ideal, uh, sigur că Fuge de aici. pleacă. De da. ce? Iar conveni lui să stea alături în moment, în cazul când uh, ajunge să fie un element excepțional atât de toți impostorii care... Uh, au acaparat demnitățile, cei politici nu mai are importanță la urma urme, că acolo tot impostorul are cale deschis în viața publică, politică. Dar în lumea academică, dacă ne ducem în lumea academică, lucrurile stau extrem de grav. Adică atunci când presa mai scoate la iveală această afacere rușinoasă a vinderii de diplome universitari și mai ales cele de uh, rangul cel mai înalt de doctor. Constatăm că da. nu se ia nicio măsură. Nu atât că nu se ia o măsură. Indignarea rămâne, apresișa omului care de multe ori se pronunță fără să știe ce înseamnă acela da. uh, titlu academic cum să obține, cum așa. Deci vorbește pe. Uh, după, de pe ureche. Dar n-am văzut lumea universitară și lumea academiei Române ar fi trebuit să fie incorpore, scandalizată de tot ce se întâmplă acolo, ba din potrivă. Pentru că, tace, și pentru că tot, așa au ajuns în cea mai mare și parte. Și ei sunt parte, pentru că. Din moment ce ei au două doctorate, de ce, de ce, uh, ați avut un nu profesor în un... drum. Dar problema este. Avut... De ce? Uh, ne luăm la urma urmii de acel năimit care a folosit căi așa de acestea mai lăturali și a pus mâna și el pe o diplomă dar nimeni nu se ia de comisia aceea de profesori exact. care a acordat titlul academic adică da. este un conducător de care doctorat am auzit puși la zid atâția politicieni care în modul cel mai rușinos ocupă și funcții da. și uh, în alte și uh, se împăunează cu titluri academici, Dar uh, n-am uh, auzit ca cineva să se ducă la legea uh, care uh, spune întâi tragi la răspundere pe conducătorul de doctorat și comisia întreagă. Adică stă foarte bine uh, acel impostor care o face pe conducătorul de doctorat sau a fost membru în comisia și, respectivă, sunt, și putem da N exemple din aceste pentru că Cazuri ea, atât de mediatizate da, 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 da. de impostorul care stă ministru la nu știu ce uh, departament, dar uh, vin de lozin și uită că el a uh, girat un doctorat al uh, unui uh, impostor, el însuși și fiind și impostor, și mai mai departe. Și atunci tânărul sunt acesta tânărul acela care este uh, conștient uh, da. că ar vrea să facă ceva și că munca lui ar trebui și prețuită nu numai răsplătită păi de ce s-ar complace să stea în această blătocăreală a societății uh, românești și vorbim aici de partea aceasta elitistă a societății că omul simplu nu are șansă în, în societatea actuală pentru nu? că uh, acest criteriu al valoric A dispărut complet Se pune problema aranjărului Eu acum Vreau două decenii în urmă Mergeam pe stradă Mă întâlnesc cu un jurnalist de la noi Care venea de pe stadion Și era bucuros că echipa locală Câștiga să nu știu ce meci Iar eu nefiind la curent Cu nu uh, interesa, uh, da, da, da. problemele acestea Sportivi uh, Când l-am văzut așa De entuziasmat Zic, dar oare s-a câștigat pe drept? Răspunsul lui a fost exact cel pe care îl auzim în orice domeniu am duce. Părinte, după ce ai ajuns sus, nu te mai întreabă nimeni cum ai ajuns acolo. Aha, și atunci, sigur că cu astfel de mentalitate nu ne putem. Știți că în cărțile de marketing politic, asta se spune, domnule, dumneata ca și, deci, în carte, deci, profesor universitar, spune asta. Tu, dacă vrei să ajungi primar, deputat, tu trebuie să minți, să faci toate lucrurile ca să ajungi acolo, să-ți urmărești ținta, să-ți urmărești destinația finală. Băi am rămas surprins când am văzut lucrurile astea. Dar din moment ce? Părinte, uh, care este uh, soluția totuși? Mai avem câteva soluție, minute. Uh, ce facem noi? Uh, cei care vor să trăiască și normal, cei care vor să-și vadă de ale lor, vor să, nu știu, să ducă un trai cât de cât uh, a cătări în țara asta. Să nu, să nu ajungă pe drumuri, să nu ajungă. De mă rog Să date, spună, domnule, plecăm și noi din țara asta. E o utopie să spunem că poate să, se poate găsi o soluție în țara aceasta Suntem departe de ceea ce era o lume de elită și oameni, sigur că nu între popor este, o, poate fi o elită, dar elita trebuie să fie cea conducătoare. În antichitatea grecească, deci cu cinci veacuri înainte da. de Hristos, Platon vorbea de oligarhie aristocratică, adică ă, democrația aceasta când gloata vine să-și spună cuvântul este falimentară în istorie, este vorba de aristocrația care ar trebui să fie, dar nu că noi ne gândim că s-a demonetizat termenul și zicem aristocrat, înțelegem un boier cu avere. Boierii... Nu, sau băieții deștepți care sunt ai zililor noastre. Barone... Este vorba aristocratul. Zilor lor... Era cel mai bun dintre cei, deci Aristos, acel om al cetății, cel mai bun. Nu că era, deci, omul virtuos, în în cultura lui, în idealul lui, în viziunea lui. Și atunci când vedem uh, ceea ce se întâmplă acum, nu avem decât să uh, înghețim în sec și să ne ducem la o vreme oarecum de peste 100 de ani în urmă sau un veac și jumătate în urmă, când am exemplu a două personalități proeminente ale uh, vieții publice și culturii românești. Mihail Cogălnicianu și Titu Maiorescu. Mihail Cogălnicianu în vremea domniei lui Cuza Vodă s-a zbătut mult pentru e, această fiscalizare pe care noi acum tot o avem Vlam, în discuții. Și e, până atunci... Nu era o legislație prin, Legislația nu-i obliga pe oameni La impozitii, ci doar pe necăjiții Soartei, iar boierii Erau scutiți de aceste Impozite pentru că ei Aveau obligativitatea tradițională Să uh, susțină Războaiele uh -huh. Atunci când era când război era. el În schimb, ăștia, sol, țăranii Poporul de jos Mergea ca soldat Iar își întrețineau armata și atunci Cogalicianul introduce într-un stat modern, după model occidental, introduce e, legea fiscalității. Dar s-a trebuit să se lupte mult cu boierii Vremii. mari, ai, ai care erau în Parlamentul Vre. țării, pentru că erau toți oameni bogați și e, aici Cum e. Cum se punem nouă? Nu, dar el însuși a fost, el era unul foarte bogat. Și. Omul, acesta s-a zbătut negândind la interesul lui, după cum acum vrei să faci legile justiției mafioti, ca să scape de pușcărie, că vrei da. să pui mâna pe conducerea astea. Și atunci, el, când a, pro a fost promulgată legea, a trebuit să scoată banii mulți din buzunar pentru ca să plătească impozit la stat. Dar a privit interesul național, nu interesul lui individual. Iar titul Maiorescu, în 1000. 888-89 a făcut parte ca ministru de justiție din guvernul Teodor Rosetti, primul guvern, un guvern conservator. Și el, fiind la portofoliul justiției, a introdus un proiect de lege ca să se prevadă în legea avocaturii ca un fost ministru de justiție, după ieșirea din uh, funcție, să nu mai poată practica avocatura timp de 5 ani. Pornindu-se de la rațiunea că el, în calitate de ministru al justiției, în conformitate cu legislația timpului, promova magistrații. Și atunci să nu aibă el. Uh, 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 să nu uh, aibă un cuvânt un greu, cu un avantaj da? și când ajunge în fața judecătorilor da, da. acolo, ei, să ei se simte datori și așa. Și atunci a fost respins în Parlament acest proiect de lege. Dar în 89, deci a căzut guvernul. Tito Maiorescu pentru un proiect de lege care fusese respins la ieșirea din mandatul de ministru și a impus lui această restricție pe care o promovas în Parlament. Și timp de 5 ani, el a rămas profesor la universitate, a refuzat să mai practice avocatura și abia după ce a trecut, au trecut cei 5 ani, din 1894, el a început să își reintre în drepturile care nu erau, să zicem, de restricționate de vreo lege, da. dar era onoarea. Ei, acum lucrurile sunt exact pe dos, cei care sunt acolo, ei au voie să facă și avocatoră, să fie și profesori, să lucreze și la nu știu unde, e exact problema este că, sigur, e de discutat, da problema e să fie oamenii corect, să aibă principii, să aibă reguli. Da. Nu? E, și Titul Maiorescu spune asta, domnule, schimbarea nu trebuie să vină de la cei de pe șanț, trebuie să vină tot de la noi sus, ceea ce se întâmplă, se întâmplă și acum. Vedeți, să iasă oameni în stradă să se schimbe lucrurile de jos. Om vedea ce se va întâmpla, în orice caz trebuie... mai există și un, un... Filon, așa, național, un filon care vrea să, să se păstreze în, în România asta, români care nu vor să fie alterați de uh, schimbările acestea care vin de undeva și văd că foarte repede se vrea uh, această schimbare să fie introdusă și în, în Națiunea română. Dar, Vedem, dar rămâne ca un mă... ideal, da. Dar individual, da. Adică, ce ar fi de făcut, să ar pune problema. Uh, ar fi o utopie să ne așteptăm, zic eu, ca societatea românească și societatea europeană și în genere așa, societatea contemporană să meargă pe căi normale, cum am zis Românii cred că singura speranță, retragerea noi înșine. Adică dacă eu, eu cu Dumnezeu. dacă eu cu Dumnezeu și cu studiu, cu cartea, cu, cu uh, respectul față de celălalt, cu Uh, trăirea aceasta a reperelor religioase și morale în viața mea de toate zilele, chiar dacă aceasta îmi aduce de inconveniente. Zi. Adică n-am să ajung la universitate pentru că nu pot intra în coterie, nu? Dar îmi văd, pot să fiu foarte bun cărturar, fără să fiu acolo în mafia universitară. Nu pot ajunge la Academia uh, Română, nu? Pentru că uh, uh, nu pot depăși bariera aceasta. Nu pot să intre în politică, fiindcă nu o să-ți convină ca om care te respecti. Dacă ai conștiința de sine, Stai alături cu tot de derbedeu care uh, face uh, acolo uh, ceea ce vedem noi în Parlament, în Guvern sau da. în toate uh, trepti, uh, aceste uh, să zicem, uh, uh, instituții de reprezentativitate uh, publică. Însă, o retragere de aceasta în uh, noi înșine, dar cu demnitate și cu seriozitate, cred că aceasta ar mai fi o oarecare speranță. A ști carte nu semnează că dacă eu nu sunt profesor la școală sau la universitate sau oriunde, mă împiedică cineva să știu carte sau să scriu o carte dar să am ceva de spus, nu așa, pentru că știu eu ne apucăm și să scrim atâtea cărți, uh, să intrăm în Uniunea scriitorilor da, și da, să da, urmărim da, da, o eventuală da. pensie și de acolo. Da, uh, asta e uh, soluția și cred că asta ne. Doar asta ne mai rămâne uh, pentru viitor. Vă mulțumim, părintele uh, doctor. Constantin Țuțuianu. Vă aștept de fiecare dată cu reală plăcere. Vă mulțumim, stimați spectatori. O zi bună, la revedere.